Veste bună pentru minerii și energeticienii din CEO care lucrează în condiții deosebite. Președintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea care prevede reducerea vârstei standard de pensionare cu 4 luni pentru fiecare an lucrat în condiții deosebite. Actul normativ amendează dispoziția ale legii 263/2010, propunându-se acordarea unei perioade suplimentare la vechimea în muncă de 4 luni pentru fiecare an lucrat în condiții deosebite de muncă, reducerea vârstei standard de pensionare începând cu primul an de stagiu de cotizare realizat în aceste condiții. Tergiversarea promulgării legii a creat un val de nemulțumiri în rândul angajaților Complexului Energetic Oltenia, care beneficiază de noile prevederi legislative. Legea a fost promulgată de președintele Iohannis. Știți foarte bine că am avut o săptămână de campanie de mincinoasă a celor de la PSD, cum că președintele nu va promulga și nu vrea să promulge această lege. Legea a fost promulgată ieri, a intrat în vigoare și practic în acest moment ea se poate aplica de către statele județene de pensii. Iar cei care sunt vizați de această lege pot să beneficieze acum de ea. Reducerea vârstei standard de pensionare va începe cu primul an de stagiu de cotizare realizat în condiții grele, cum sunt cele din minerit. Inițiatorii proiectului spun că munca desfășurată în astfel de condiții impune și obligă la un efort sporit, dar și la un grad de pericol profesional suplimentar.